Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Liderul Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea a expus în fața autorităților județene nemulțumirile legate de neacordarea sporului de solicitare neuropsihică pentru personalul auxiliar și a sporului legat de condițiile de muncă. De asemenea, liderul sindical a mai expus în fața reprezentantului Guvernului în teritoriu și alte probleme legate de decontarea navetei personalului nedidactic. Potrivit situației expuse astăzi de Constantin Ionescu, liderul Sindicatului Liber din Învățământ Vrancea, prin forma actuală a articolului 16.B, capitolul 1, anexa 1 din legea numărul 153 din 2017, beneficiar al sporului de supra-solicitare neuropsihică poate fi numai personalul didactic de predare, fapt ce creează o discriminare în ceea ce privește salarizarea personalului didactic din învățământ. Astfel, numai o parte din această categorie este beneficiară a sporului de supra-solicitare neuropsihică. Astăzi, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Vrancea, am prezentat un material privind starea de nemulțumire a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic din județul Vrancea. Principala nemulțumire a personalului didactic auxiliar reprezintă neacordarea sporului de supra-solicitare neuropsihică de 10%, ținând cont că de curând, Parlamentul a modificat articolul care prevede acordarea acestui spor, în sensul că a introdus o categorie a personalului didactic de conducere și a fost omis din nou categoria personalului didactic auxiliar. Am prezentat această situație în cadrul acestei ședințe, în premisa de a sensibiliza autoritățile locale și de a transmite reprezentanților guvernului că starea de nemulțumire pentru această categorie de personal se adâncește. De asemenea, am avut prezenți câțiva reprezentanți ai personalului didactic auxiliar care și-au expus problemele în cadrul acestei ședințe. Alte nemulțumiri expuse astăzi în fața reprezentantului guvernului în teritoriu în cadrul ședinței de dialog social care a avut loc la Prefectura Vrancea sunt legate de sporul pentru condiții de muncă, având în vedere că procedura privind obținerea buletinelor de determinare a condițiilor de muncă este una greoaie. De asemenea, mai sunt și probleme legate de decontarea navetei pentru personalul nedidactic. O altă nemulțumire este neacordarea sporului de condiții de muncă conform HG-ului 34 și HG-569, prin care nu putem să obținem anumite sporuri de condiții datorită buletinilor de determinare pe care trebuie să le primim de la DSP, să le stabilească DSP-ul, pentru că nu are personal și societăți abilitate care să facă aceste măsurători. Și a treia nemulțumire se referă la personalul nedidactic, care ne dorim să beneficieze și ei de decontarea navetei, la fel ca celelalte categorii de personal de învățământ. Un amplu exercițiu organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea, care a presupus intervenția forțelor din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și activarea Planului Roșu, s-a desfășurat ieri, 17 aprilie, în municipiul Adjud. Scenariul prevedea producerea unui cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter. Conform scenariului exercițiului, în data de 17 aprilie, ora 14:20, în zona Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7 pe scara Richter, la adâncimea de 120 de kilometri, cu epicentrul în munții Vrancei. Județele mai afectate de pe teritoriul României au fost Bacău, Buzău, Galați, Iași, Prahova, Vaslui, Vrancea, Telorman și municipiul București, unde s-au produs incendii și o serie de avarii ale construcțiilor și instalațiilor utilitare. La nivelul județului Vrancea, din punct de vedere al victimelor și pagubelor produse, situația cea mai gravă s-a înregistrat în municipiul Adjud. În urma cutremurului, în zona pieței agroalimentare din municipiul Adjud au fost surprinse mai multe persoane, unele posibil rănite, care nu se puteau autoevacua din cauza elementelor de construcție desprinse, prăbușite pe căile de acces și apariției panicii. De asemenea, în zona au fost semnalate și avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică, apă și gaze. Ca urmare a magnitudinii cutremurului au fost generate situații de urgență ce au presupus intervenția forțelor specializate pentru evacuarea persoanelor din clădirile afectate, deblocarea căilor de acces, acordarea primului ajutor medical de urgență, activarea planului roșu de intervenție, stingerea incendiilor izbucnite, salvarea persoanelor aflate
realizate în medii ostile vieții, restabilirea ordinii și siguranței publice, remedierea avariilor la rețelele de distribuție cu energie electrică, gaze naturale și apă. Exercițiul a urmărit în principal verificarea concepției de acțiune stabilită prin planul organizării și desfășurării intervenției în cazul producerii unor situații de urgență generate de cutremur și verificarea viabilității planului roșu la nivelul municipiului Adjud, eficientizarea fluxului informațional-decizional, pregătirea psihologică a efectivelor privind modul de comportare și acțiune în cazul producerii unor astfel de situații de urgență, verificarea sistemului de comunicații din dotarea forțelor angrenate în misiune și a modului de aplicare a planului comun de acțiune pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență, precum și dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipa personalului din cadrul forțelor de conducere, coordonare și răspuns, inclusiv cu echipele care asigură sprijin. Un vultur pleșuv negru a fost găsit într-o grădină din Câmpineanca zilele trecute. Pasărea a fost capturată de către jandarmi și a fost predată în custodia Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice al Asociației pentru Conservarea Diversității Biologice din Focșani. Vulturul era monitorizat prin GPS și făcea parte dintr-un program de populare a Bulgariei cu această specie. Un vultur pleșuv monitorizat prin GPS care fusese adus în Bulgaria pentru a popula zona cu această specie a ajuns zilele trecute la Câmpineanca în grădina unui localnic. Omul a anunțat autoritățile, iar jandarmii s-au prezentat la fața locului pentru a-l captura. Iar jandarmii vrânceni au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 de către un localnic din comuna Câmpineanca despre faptul că în curtea sa se află un vultur negru care și-a găsit locul acolo fiind epuizat. La fața locului s-a deplasat o echipă de intervenție a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, însoțiți de către un voluntar din cadrul Asociației pentru Biodiversitate Vrancea. Ulterior, vulturul negru a fost transportat la Centrul de Recuperare a Faunei Sălbatice din localitatea Petrești pentru refacere. Facem precizarea că această specie de vultur negru este o specie care în Europa mai sunt doar câteva zeci de exemplare și este protejată de legislația în vigoare. Nu a fost vorba despre o activitate obișnuită a jandarmilor, neavând dotări speciale pentru asemenea capturi. Pasărea a fost imobilizată cu delicatețe și a fost acoperit capul pentru a nu se zbate. Jandarmii recunosc că s-au inspirat din filmele documentare. Prima dată ne-a surprins apelul, un vultur negru, am ajuns la fața locului, ca la orice altă intervenție, având în vedere că pasărea era un pic agitată, fiind epuizată, am mers doar doi colegi, a încercat să fugă, dar dat fiind faptul că era o zonă aglomerată de vegetație, nu a putut să zboare și am reușit să o imobilizăm fără a-i afecta integritatea. I-am acoperit capul, bineînțeles, ca să nu poată să fac alte mișcări care să-i afecteze integritatea. Am dus-o la auto specială și au preluat-o domnii de la Asociația pentru Biodiversitate Vrancea. Într-adevăr, a fost un apel inedit. Nu dificil, ce-i drept. Prima dată ne-am gândit să acționăm mai delicat față de alte intervenții la care suntem obișnuiți să mergem, categoric. Da, neavând nicio dotare specială pentru așa ceva, că nu avem cum, am reușit totuși să o imobilizăm cu delicatețe, dar da, a fost inedit, cum am spus. Îmi place să urmăresc Animal Planet, Discovery, emisiuni cu animale. Știam că în cazul vulturilor, primul lucru când vrei să-l imobilizezi sau să-l faci să-și limiteze mișcările, îi acoperi practic privirea, ochii. Și atunci primul lucru a fost să-mi iau bereta de pe cap și să-i acoper ochii. Am pus mâna pe el și l-am imobilizat. În momentul în care a venit și colegul meu, pentru că eram doi, nu a fost doar meritul meu, care l-a imobilizat de aripi, dar fără a-l brusca, pentru că știam că este un exemplar rar, sensibil, clar, e o pasăre. Și asta a fost. Și atunci și-a limitat mișcările și am reușit să-l imobilizăm fără a-l leza într-un fel. La acest moment, vulturul pleșuv negru se află în carantină la Petrești, urmând a fi luat de ornitologii bulgari și dus în țara vecină sau eliberat în Vrancea pentru a se întoarce singur în Bulgaria. Exemplarul de care vorbim provine din Spania și a ajuns să fie eliberat în Bulgaria în încercarea de a repopula zona respectivă cu o populație stabilă, o populație cuibăritoare. Pasărea a aterizat în Vrancea din cauza faptului că s-a extenuat din pricina zborului foarte lung.
Scriitorul Pompiliu Crețu a prezentat aseară cititorilor volumul de poezii Parfum de toamnă. A fost o seară dedicată versurilor, cele mai frumoase dintre acestea fiind împletite în cântece. Parfum de toamnă este un volum plin de emoție. Așa l-au prezentat cei care i-au răsfoit paginile. Carta care aparține scriitorului Pompiliu Crețu a fost prezentată publicului miercuri seara la Biblioteca din Focșani. Invitați la eveniment au fost oameni de cultură, scriitori și prieteni ai poetului. Am aici un citat al domnului Pompiliu Crețu, pe care mi l-a dăruit cumva săptămâna trecută și mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Cred că noi, cei care am avut șansa să vedem lumina zilei, și cred că aici se referă la fiecare dintre noi, avem și datoria de a împărtăși valori precum frumusețea, dragostea, rațiunea, arta și speranța. Aș completa eu și poezia, pentru că iată, alături de partenerul nostru de foarte multă vreme, editura Salonul Literar, al cărui director, domnul profesor Culiță Ușurelu, deja este foarte cunoscut în întreaga Românie, nu doar în comunitatea vrânceană, găsește mereu ocazia și oamenii care să ne bucure sufletul, fie prin proză, fie prin poezie. Este o carte care, prin conținutul ei și prin concepția alcătuirii ei, ne trezește emoții estetice. Este un lucru extraordinar și își dorește fiecare scriitor să ajungă până la acest punct, acest, să zicem, catarsis, într-un fel, să stârnește emoții estetice la ceilalți. E greu și dacă ajungi, măcar la câțiva să stârnește așa ceva, este foarte bine. Cartea Parfum de toamnă, care cuprinde poezie lirică, cuprinde sonete, cuprinde o serie de poezii cu tematici deosebite, a ieșit și și-a văzut lumina la editura Salonului Literar, condusă de scriitorul Culiță Ioan Ușurelu. Am să spun la început doar o mică definiție a poeziei. Mallarmé a spus că poezia este cea care răscumpără efectul limbilor. Prin urmare, ea desființează deosebirea dintre identitățile umane și le unește în același sentiment, sentimentul de frumos, de dragoste și iertare. Versurile pline de sensibilitate au fost împletite în cântece de un artist focșănean, Răzvan Duță. Scriu acum în iarna cea târzie, când fulgi de neala tâmpe mi s-au prins, trăind aievea în melancolie și-n bălui de mătase fiind cuprins. Depărtări chemările măcată și-mi dea până în minte amintiri, mă prind în brațe. Finalul i-a aparținut autorului. Acesta a mulțumit prietenilor care îi sunt alături și tuturor celor care l-au inspirat să scrie. Rândul trecut, tot aici, am înțeles. Rândul trecut, tot aici, mă foloseam de un citat din Panaitis Stratin, care spunea așa: întind o mână tuturor celor care îmi sunt prieteni. Și eu întind o mână către dumneavoastră, către cei care nu sunt în sală și puteau să vină. Dar mâna mea se cheamă poezie. Mă bucur, după câte se vede, v-a plăcut. Nu mai repet ce am spus, aveam notat, doamna director a făcut-o, așa că ușuresc la cineva, domnul Ușurelu, dar îmi face vreun semn pe dedesubt. Vreau să fac o remarcă vis-a-vis de ce s-a spus mai înainte. Trebuie să acordăm și să dăm celor din jur valori,
E adevărat. Dar trebuie să vă recunosc un lucru. Acest fenomen cultural pe care îl trăim acum este și rodul altora. Galeriile de artă din Focșani au găzduit miercuri expoziția Concurs de artă tradițională cu tematică pascală, de la psalm și icoane la Sfânta Scriptură și muzică sacră. Juriul format din specialiști a premiat cele mai bune lucrări și cele mai bune interpretări. Cea de-a 21-a ediție a evenimentului de la psalm și icoane la Sfânta Scriptură și muzică sacră a avut loc miercuri la galeriile de artă din Focșani. A fost vorba despre o expoziție concurs de artă tradițională și de cântece, ambele cu tematică pascală. Iată-ne la începutul celei de-a 21-a ediție a concursului de la psalm la icoane la Sfânta Scriptură și muzică sacră. Concurs pe care Centrul Cultural Vrancea îl organizează pe două secțiuni. Concursul de muzică psaltică și expoziția concurs de artă tradițională pe care cu toții o vedeți etalată pe simezele galeriilor de artă din Focșani. La expoziția concurs de artă tradițională cu tematică pascală, juriul format din doamna doctor Aurelia Cosma, părintele protoiereu Aurel Boțan și subsemnatul, deja am stabilit premiile, o să vi le anunț în pauza care va avea loc între concursul care se va finaliza și stabilirea premiilor de către juriul de la a doua secțiune. Dacă obiectele puteau fi admirate fiind expuse, grupurile de cântăreți de diferite vârste au încântat auzul publicului. Finalul evenimentului și în urma evaluării prestațiilor și a obiectelor, cei mai merituoși au plecat acasă cu premii. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă caspet, cerul va fi acoperit și va ploua. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade Celsius, iar cele maxime între 10 și 12 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlante de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. Revedere!